Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Call of Duty Ghost. Am ajuns la misiunea cu numărul 12. Into the deep, puteți vedea că scrie acolo. Și ce vreau eu să vă zic, era ceva foarte important. A, da, mi-am adus aminte. Mâine o să apară Fallout 4. Pe no Steam, nu știu când apare, dar mâine apare jocul. Pe Steam sau unde apare el. Uop. Și să vreau să joc, e un joc chiar super șmecher. Care chiar... Fuck you, domnule Rechin. Pe care chiar îl doream să joc. Bă, aștept când apare. Și... voi acum să ceva genul, și cu ce ne influențează pe noi asta? Sau de ce ne spui toate astea? Unde e ăla? Cred că s-a și dus. Păi vă spun asta deoarece și că fiindcă... Când a apărut și ăsta? Serios? Vă spun asta pentru că deoarece și că fiindcă... O să terminăm seria de Call of Duty, o să pun zilnic episoade ca să terminăm. Ca după aia să rămânem pe lautul. Și asta înseamnă că... Câteva zile la rând o să punem GTA 5. Sper că nu o să vă deranjeze. Bă, du-te, frate! L-am pușcat în burtă! Cum naibii n-a murit? Ce-i rechinul cu 20 de vieți? Bă, și nici nu-l văd pe cigan să mă duc după el. Hai să-l rump aici, să fim atent. Da. Va fi cam grea misiunea asta. Dar unde e Cigan? Ha, a, uite pe Cigan. Hai Cigan, vino tu în față că tu ești ăla șmecher. Hai să-l urmăm pe Cigan. Poate este ceva. Cigan e mai deștept așa. Hai, repede, 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 repede. A, uite mă, vezi, dacă-l urmăream pe Cigan de la început. Nu mai ne confrunta mama cu rechinii ăștia aia. Pe aici, pe aici, așa, bravo. Bravo. Și mi-am dat seama, după un episod de mitosis, că nu trebuie să-mi țin microfonul de la căști prea aproape de gură, că se aude ceva gen... Eu nu știu dacă ați auzit, dar m-am făcut... Și asta se aude super nasul, asta vă zic sigur. Unde-i Cigan? Bă, Cigan, unde mi-te dus să-i? Game saved. Mi s-a salvat. Cred că eu habar n-am unde trebuie să mă duc și dacă ar fi ceva să-l văd pe Cigan. Dar nu-l văd. Bă, Cigan, unde mi-te dus să-i? Hai să luăm pe acolo, că pare că am singurul loc în care putem să ne ducem. Ăsta-i Cigan. Nu-i Cigan. Fuck you, domnule. Mai domnule. Ok. Cred că I'm dead. Hai, poate acum îl găsim pe domnul Cigan. Bă, dar unde n-ai bi Cigan? Bă, Cigan, bă, ce n-ai faci, frate? Pleci de nebun. Uite, nu mă las să mă duc acolo. De acolo venim. Deci cred că tot pe acolo trebuie să mă duc. Păi cam asta ar fi singura idee, că uite, pe aici nu pot să mă duc. Nope. Trebuie să fim atenți să-i împușcăm pe ea.
Aici e singurul loc. Ah, și cred că l-am văzut și pe cigan. Da, uite-l pe cigan. Gata, boss. Boss. Cigan, unde mi-ești? Băi, cigan. Iarăși m-am pierdut de el. E nervant că apa asta e ca... E ca costum. E ca costumul, nu-i ca costumul. Ah, uite-l mă pe cigan. Space to... Ok. Stai jos. Jos! Jos! Interesant. Poate e că în chat nu vedem cum arată caracterul nostru. Da, nu-i bai. Nu știu dacă mi-am continuat... chestia, știți voi ce vreau eu să zic? Atunci când ziceam de fel au fost și chestii. Vreau să zic că o să apară zilnic probabil Call of Duty Ghost. Ca să terminăm jocul, că nu mai e mult. Mai sunt vreo 5 episoade. Episoade, misiuni, episoade, cum vreți să ziceți. Se termină imediat. Uite, pușcași marini. Mai sunt vreo 5 misiuni, slash episoade, slash cum mai vreți voi. Du-te, bus! Ale, ce-a făcut boșilor? Gata, ai curat? E bine dacă ai curat. Și am înțeles și eu. Jocul, adică bine. Nu e un... Nu are misiuni incredibil de complicate sau ceva. A prima oară a fost mai greu. Uau, am pușcat peștele. Înțeles pe ce se bazează. Și ok, dacă sunteți fani GTA 5, perioada asta, săptămâna asta nu prea o să apară. Vă zic sigur, pentru că nu prea, nici n-am filmat episoadele. N-am pregătit, dar v-am zis cu Call of Duty. Că vreau să-l termin și alte chestii. Și o să vă întreb și pe voi ce joc vreți să... Ah, o să mor. Knife kill. Bagă-te jos, fuck, am murit. M-am dus prea nii. Las că acum știu și nu mă mai duc așa. Și o să facem un video informativ când terminăm seria Call of Duty. Și o să vă întreb ce să jucăm. Dacă nu vreți pe la ofor, nu nicio problemă. Jucăm altceva. Și jucăm mai încolo pe la ofor. Că vreau să încerc în mai multe jocuri. Sunt un gamer la început. Fuck you! Fuck. Sunt un gamer la început, deoarece și cășcă, fiindcă e primul calculator bun pe care l-am și eu. Bun de gaming, gen. Bă, unde e, mă? Bă, du-te, naibii, hăuălă, ce-ai făcut, băsule? Bagă-te în apă. Hop, bravo. Oare unde e cigan? Cigan! M-am pușcat unul de acolo, am văzut asta. I see you, my nigga. Jos! La pământ. Game saved. Area clear, gata. L-a omorât și pe ăla. Am unde-i cigan, că nu-l văd.
În mod normal ar trebui să-mi arate o săgetuță albă. Pe unde e Cigan? Ah, uite, stai, am văzut. Aici, deci trebuie să fie undeva. Probabil foarte aproape de noi, dar eu sunt canchior și nu-l văd. Bă. Ah, uite-l. Asta e Cigan. Hai, Cigan. Hai că sunt lângă tine. Ia, stai să vedem. Că i-am filmat 10 minute. Nu filmarăm chiar mult. Bă. Hai, mă. Până s-a în calculatorul ăsta, v-am zis. Aveam calculator varză, dar varză rău. Plus că nici nu prea știam eu să-mi descarc jocuri pe el. Chiar dacă aș fi putut să-mi descarc gen joc precum Far Cry 1, Far Cry 2. Chestii de-astea. Calculatorul ăla era atât de varză. Bă, jucam San Andreas pe low și tot mergeam 30 de FPS-uri. Uneori și mai puțin. Era varză, varza varzelor. Dar nu știu că GTA-urile. Se pare mie că se mișcă un pic lăguit oarecum. Fătucat. Bun. Chiar dacă poate n-are cerințe prea incredibile. Uite, de exemplu, GTA 5-ul am văzut și DVS, că mai are uneori câteva momente de lag. Eu, de exemplu, nu pot să joc GTA 5 o oră jumate și să filmez, când începe să mi se miște lăguit. Nu că ar fi mare problemă, că mă joc, asta e ideea. Mă joc o oră acolo GTA, pot să să filmez două episoade. Și ok, nici n-am nevoie de mai mult. Hai da. Ha, bă, noată. Hai, Cigan. Hai da. Nu înțeleg ce legătură are misiunea asta cu aia dinainte, dar ce-i drept, nici nu mai știu ce misiune, ce am făcut în misiunea trecută. Parcă nu era nimic cu apă, să zic. Parcă văd cum mă fac de râs. Da, noi bai. Ule, repede. Bă, bagă viteză, bă. Bă. Bagă viteză că mori. Verit, fătul launch. Nice. Și acolo, nu? Uite, cred că aici trebuie. Aici. Gata, boss. Nice. Wow. S-a încheiat misiunea? Nu te cred că s-a terminat. A, nu. Mă și speriasem. Fate că... Fuck! N-am fost atent. Fight to survive. Da, eu mă uitam la altceva, n-aveam. A fost ca disperatul pe left mouse. Asta, scât filmarea. Dup. A fi un episod scurt. Pentru că deja... You're okay. All correct. Come on, time to go. Haida. Regrupa the rally point. E ultimul obiectiv. Deci da, exact ce vă ziceam. Va fi un episod scurt. Jos, stai jos, bă, unde mi te bagi așa sus? Hai, repede după Cigan. Da, uite-te la Cigan cum înoată. Și cum înot eu.
Urca, 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 mă. Gata, hai. Ole, ce ai făcut, bossule? Stai jos, jos, jos. Man, man. Scuze, cigan, n-am vrut. Stai jos, 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 jos. Scuze, cigan. Bune, dacă știu că ăla-i cigan. Ale, ce ai făcut, bossule? Ia uite-l, mă, pe ăla, ia uite-l, mă, ia uite-l, mă. A, uite-l, mă, acolo era. Trăgeam la nimereală eu. Hai, cigan. Hai că să ieși cu tine. Fuck, 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 fuck. Bă, sunt prea mulți, n-am cum să-i omor pe toți. Sunt prea mulți. Sunt prea mulți, dă-te, cigan, că mor. Fuck, v-am zis că mor. Erau prea mulți, frate, bă. Nu știu dacă pot să-i omor chiar pe toți, what the. What, stați un pic, stați. Am primit un mesaj pe telefon. Nu că ar fi important pentru voi, dar... Ok, gata. Hai da. Hai, cigan! Hai! Forța, cigan! Măcar dacă aveam și eu sniper în puii mei. Auto-i, doamne. Mă ciuruiesc ăștia. Uop, asasinul din umbră. Uop, ăsta-i cigan. Uop. Uop. Boss. Oh, te stai că vine nebunul ăsta la altul. Hai, 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 lasă că am și-o cuțit. Încarcă-ți arma repede și pacă-te jos aici. Bravo. Hai că eu am tupeu, bă. Hai, cigan, că eu am tupeu, mă bag pe ei. What do you want? Mă fă, mă fă, my friend. Mor, mă, mori. Mai repede, dacă se poate. Hai, cigan. Cum a murit ăla. Hai, cigan, unde ești? Bă, unde s-a dus cigan? Fuck, fuck. Ajută-ți pe cigan. Hai că m-a ajutat cigan, i-a omorât. I-am omorât și eu, i-a omorât și el. Hai, cigan. Hai, următoarea rundă. The bridges. Unde se ia, mă? Unde se ia, mă, că îi sparg? Aha, uite-l pe cigan. Hai repede cu cigan. Du-te, 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 du-te. Nu, 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 fugi, 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 fugi. Fugi că e periculos pe aici. Fa, cum a murit? Cum a murit? Îmi puteți spune cum a murit? De ce a murit? Că nu m-am pușcat nimeni. Cred. Ha, mă, mergi, mă, bă.
Trebuie să nu, să dai și din două picioare, nici atâta nu poți faci, măi, domnule. Care mă împușcă, mă? Care mă împușcă? Bă, ăla fuge. Și eu rămân ca prost în spate. Și iarăși am murit. Bă, du-te în spanac. E imposibil. Impossible. Dă reload la armă, rapid, hai. Hai, până dă ăsta din picioare, trece Crăciunul și Paștele. Acum e așa camera într-o parte, voi vedeți? Do you see that? Hai, Cigan. Regroup to the checkpoint, sau ce zice acolo. Ok. Simt finalul episodului. Îl simt aproape. Îl simt atât de aproape că poți să-l pipăi. Fuck, Rekin. Nu l-am văzut, serios, chiar nu l-am văzut. Las că știm acum de prezența lor și împușcăm, dă-i Navy. Dă-i Navy. De un pas să vină acum, Rekin. Dar rapid dacă se poate, hai, 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 Cigan, hai, Cigan, hai, băiete. Rekin. Sunt doi Rekin, ia și-mi pușca. Oh, sunt trei. Fă liniște, Cigan, te rog eu mult. Și voi cei de acasă, țineți pumnii să reușim. Ha, mă, hai, dă-i naivii. Aulă. Da. Nu cred că trebuia să-i împușcăm. Stați, măi, domnilor. Ceva nu este în regulă. Nu este în regulă. Aha, aha. Ha, mă, să ne ducem cu tupeu, dă-i naibii. Fuck. Fuck, ce că hai, mă, să ne ducem cu tupeu, pac, și din prima o mănâncă. Nasol așa. Ne așezăm așa, strategic. Hai, hai, hai. Stăm aproape de Cigan. Fund în fund cu el. Hai, Cigan. În tine-i bază. În tine-i bază și speranță, hai. Gata, am scăpat de Rekin, perfect. Perfect. Buf, buf, mamă, câte bubuituri pe aici. Oh. No, 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 no. Boss. Unde e ăla? Cigan. Cigan. Cigan, tu m-ai lăsat aici, măi, tată. O, nu, Cigan, uite-l pe Cigan. Ok.
N-am zis ce a vrut să fac aici, dar nu-i băi, nu-i băi. Hai cigan, forța cigantu, dum 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 dum. Objective complete. Gata, cred că am terminat misiunea. Am terminat-o. Bun, fraților, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like și vă las cu bine. Pa!